Bine, ați venit la Clagemau TV. Vaccinarea împotriva gripei în azile de bătrâni. Eu am lucrat un timp într-un azil de bătrâni unde am remarcat ceva deosebit. Desigur, că acolo mai mureau în mod natural pacienți, dar după vaccinarea împotriva gripei, rata mortalității s-a dublat. O femeie de peste 90 de ani, imobilizată la pat, care a fost întrebată dacă dorește să fie vaccinată, a răspuns negativ dând din cap. Ea a fost totuși vaccinată, iar la scurt timp după aceea a decedat. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou!